Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, alături de mine, domnul Mihai Neagu, consilier județean USR Plus. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bună ziua! Alături de domnul Neagu ar fi trebuit să fie și domnul Adrian Semcu, managerul Hidro Prahova. L-am invitat în aceeași măsură în care am făcut-o și în cazul domnului consilier județean, după ce în ultimele ședințe ale Consiliului Județean Prahova au avut loc, să spunem, mai multe dezbateri cu privire la activitatea Hidro Prahova. Așa este normal, o să citesc din refuzul domnului Semcu. Am primit publicat și pe Facebook, e adevărat, m-a și sunat personal să-mi spună, să-mi confirme ceea ce a scris și pe Facebook. Am primit din partea publicației Observatorul Prahovean o invitație pentru a participa la o emisiune alături de domnul consilier USR Plus, Mihai Neagu. Cu considerație pentru reprezentanții publicației respective, transmit tuturor că rămân consecvent principiul exprimat înaintea acestei invitații. Comunic instituțional, în scris, public, cu orice consilier județean, pe orice temă care se referă la activitatea societății pe care o conduc. Aștept întrebările punctuale din partea tuturor celor pentru a fi corect informația, așadar, domnul Semcu preferă să fie informat în scris și să răspundă instituțional. Domnul Neagu, dumneavoastră, în ultimele ședințe ați avut mai multe luări de cuvânt. La o ședință a participat și domnul manager Adrian Semcu, în care v-ați arătat nemulțumirea față de activitatea atât a dânsului, cât și a calității prestării serviciului de către Hidro Prahova. De ce ați făcut lucrul acesta? Da, păi până la urmă activitatea dânsului și activitatea Hidro sunt legate, sunt merg mână în mână, deci în momentul în care i-am cerut demisia, e clar că aceasta a survenit în urma unei nemulțumiri de lungă durată, nu numai a mea, în primul rând ca cetățean, că dacă ați fost atent la declarația mea, am spus că în calitate de cetățean al județului Prahova vă solicit demisia. Această demisie pe care am solicitat-o a venit tocmai în urma unei serii de nemulțumiri venită fie în mediul online, poate cum știți, am o anumită bulă de prieteni, să spunem, care tot scriu și tot semnalează probleme. Ulterior, pentru că aș vrea să analizăm activitatea și fenomenul Hidro Prahova, problema, pentru că am zis că nu mai e de mult o soluție, e deja o problemă. Ulterior am intrat și în partea de dincolo de realitatea din teren, în chestiile mai mult birocratice, administrative, etc. Și acum cred că de două ori mai tare aș putea să spun că acest management defectuos trebuie să plece. Bun. Haideți să ne referim la ceea ce reclamă oamenii. Mulți cititori ne-au sesizat și nouă și am publicat de-a lungul timpului cazuri punctuale. Reclamă mai multe lucruri. În primul rând, tariful, care este mult mai mare decât al altor operatori, inclusiv din Prahova, cei locali, dar și operatori mari, chiar multinaționale, dacă ne referim la APA Nova în Ploiești. Perceperea acelei taxe de pe apa de ploaie, un subiect pe care l-am abordat și în emisiunea anterioară și am promisiunea președintelui Consiliului Județean Prahova că va regla această aberație, astfel încât cel puțin clienții Hidro Prahova să nu mai plătească taxa pe apă de ploaie, și disconfortul pe care îl suferă toți locuitorii unei comune sau unui oraș atunci când se fac extinderi, modernizări, branșări și așa mai departe. Practic, dumneavoastră sunteți și client, nu? În cele din urmă sunteți client Hidro Prahova. Evident. Bun. Câte dintre problemele semnalate și de cititorii noștri reprezintă și reproșirile făcute de dumneavoastră în calitate de consilier județean? Păi cam absolut toate. Doar că în momentul în care, în puținul timp, în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție să stau față în față cu domnul Semcu, nu știu, un minut, două, era imposibil să încep să-i povestesc despre absolut toate, despre cazurile de pe la Comarnic, unde cu ochii mei am văzut efectiv o țeavă, este spartă, v-am spus, într-o distanță de 15-20 metri, domnule, de 10 ori. Deci nu exagerez cu nimic, de 10 ori. Și sunt poze, și comunicienii, bineînțeles, că știu de situația asta, dar asta e, repet, un caz punctual. Fiind client, pot să vă spun că atât eu cât și vecinii mei, vara, evident că nu este apă și dumneavoastră ați vorbit de disconfort în momentul în care se extinde rețeaua sau cine știe ce modificări mai fac din și pe acolo, dar un disconfort mai mare decât acela de a nu avea apă,
Vara mai ales. Exact, vara, când știm că temperaturile cresc din ce în ce mai mult odată cu trecerea timpului, un disconfort mai mare ca ăsta nu există. Iar în momentul în care vine apa, nu cred că vreți să știți de câte ori am schimbat bateriile pe la, prin baie sau robinet pe afară. Deci, inclusiv vecinii mei îmi spuneau că au ajuns să țină apa vara în butoaie. Da. Dom'le, nu pentru asta există, deci nu pentru asta s-a înființat Hidroprahova. Ei trebuie să fie o soluție, nu o problemă. De aici a plecat toată avalanșa de nemulțumiri, atât a mea cât și a celor care probabil v-au scris dumneavoastră, mi-au scris și mie. Am centralizat foarte multe dintre nemulțumirile astea, am aici un teanc de, dar mă rog, asta e pe partea administrativă și asta vor ajunge la domnul Semcu. Îmi pare rău că ați încercat dumneavoastră să comunicați instituțional, adică să-i trimiteți adrese cu nemulțumirile pe care le aveți în calitate de ales județean? Nu am făcut-o încă, am lansat o dezbatere publică, repet, în scurta mea listă de oameni. Iar odată notate toate problemele astea, bineînțeles vor ajunge la domnul Semcu. Problema este că știu foarte bine că nu sunt primul și probabil nici ultimul care face asta și nu s-a schimbat nimic. Concret, ce îi reproșați domnului Semcu în calitate de manager al Hidroprahova? Îi reproșez în primul rând disconfortul, dacă vreți o să o iau și punctual. Eu sunt din Iordăcheanu, în orașul de lângă, în Urlați. Efectiv, nu cred că a fost hidro acolo, cred că a fost o cârtiță care a dat peste cap multe, multe terenuri. Cred că au căutat aur sau ceva, că altfel nu pot să-mi explic. Deci îi pot reproșa astfel de chestii, plecând de la astfel de chestii, până la probleme grave în a manageria compania Hidroprahova. Nu știu dacă în momentul ăsta sunt în măsură să-i pot reproșa acte de corupție, însă cu siguranță vă asigur că lucrez și o să revin cu detalii despre cum se distribuie banii și cum se manageriază banii Hidroprahova. Vă reamintesc că domnul Semcu a venit săptămâna trecută sau acum două săptămâni în Consiliul Județean. Da, pentru servicii juridice. Adică să achiziționeze, da? Da, servicii, printr-o hotărâre de Consiliu Județean, exact. Servicii juridice. În timpul, știu că acum, na, ca politician, nu e ok să dai vina pe greaua moștenire, dar vă spun cum se întâmplau lucrurile în timpul domnului Bogdan Toader din partea PSD Prahova, în momentul în care acesta conducea Consiliul Județean. Era fix o hotărâre trecută de-a valma prin Consiliul Județean, domnul Semcu își vedea de treabă, PSD-ul își vedea de treabă, nimeni nu comenta. Ei, acum nu se mai întâmplă chestia asta și domnul Semcu probabil e un pic surprins. Și ar avea destule motive domnul Semcu să fie mai mult decât surprins, pentru că am descoperit, dovedibil cu acte, că de fapt Hidroprahova plătește 30.000 de lei în fiecare lună unei case de avocatură. Compania de apă nu are jurist care să reprezinte, să o reprezinte inclusiv în litigii sau în stabilirea unor acte juridice? În organigram țin minte că erau 4 poziții prevăzute, parcă acum nu știu exact, dar o să aflu câte sunt ocupate. Sunt ocupate, exact. În schimb, ce știu cu siguranță, din declarațiile de avere și de interese, este o întreagă, v-am mai explicat, o întreagă caracatiță, dacă pot spune, prin care am ajuns la aceste documente. O să încerc să dacă îmi permiteți, să explic în mare, ca să înțelegeți cum am ajuns la această sumă. Vă rog. Hidroprahova are un consiliu de administrație. O să fiu foarte, foarte concis. Vă rog. Președintele consiliului de administrație se numește Cârstea Adrian. Fiica domnului Cârstea Adrian se numește Stoenac, Cârstea Stoenac Ionela, este vicepreședinte a Curții de Apel Ploiești. Soțul doamnei Stoenac este Stoenac Ciprian Mihai, om care încasează de la Hidroprahova 24.000 de lei pe lună plus TVA. Aceste informații se regăsesc în declarația de avere a doamnei Stoenac, Cârstea Stoenac Ionela. Servicii sub formă de servicii juridice? Servicii juridice este tot ce. Iar domnul Semcu a avut, eu consider că e un tupeu ăsta să vii să ceri mai și mai mult, din moment ce tu, într-o rețea închisă, scurgi banii ăștia din Hidroprahova.
Bun. Practic, un membru în Consiliul de Președintele este președintele Consiliului de Administrație. Ce obligații are domnul Semcu față de domnul președinte al CEA-ului? Nu știu. Nu știu, dar o să-i cer instituțional. Îi răspunde din punct de vedere legal, da? Evident, păi sunt subordonați, dacă pot spune, în cadrul unei astfel de E o coincidență, poate că dânsul a fost singur în măsură să ofere astfel de servicii juridice. Da, vom afla, repet, nu îndrăznesc să vorbesc despre mai mult de atât, dar astea sunt cu siguranță faptele. Bun. Domnul a venit să ne ceară servicii juridice, pentru servicii juridice, dânsul cheltuim deja, nu știu, poate nu e clar, aproximativ 300 de milioane vechi în fiecare lună, care înseamnă jumătate din veniturile acestei case de avocatură. Da, interesant. Este motivul pentru care atunci ați inițiat acea dezbatere în urma căreia proiectul prin care solicitarea Hidroprahova a fost amânat, n-a mai fost votat, așa cum s-ar fi așteptat conducerea? Nu, efectiv nu. Am cerut în momentul ăla și am adus în discuție subiectul Hidro, după ce s-a prăbușit peretele acelei... Care, apropo, și dumneavoastră și noi nu am avut dreptate, pentru că, așa cum a publicat Hidro Prahova recent pe pagina de Facebook a companiei, râul Prahova nu a fost poluat în urma verificărilor efectuate în urma incidentului de la Sinaia. Evident, deci ceea ce am văzut noi... N-a fost poluat de data asta, adică să te lauzi cu faptul că ai avut noroc, că n-a fost poluat, măcar taci din gură. Comunicatul ăsta trebuia să-l dea Apele Române și punct. Care Apele Române nu au oferit până acum nicio reacție oficială, da, deși personal am solicitat un punct de vedere companiei. Exact, adică nu este, companiei. Tu te lauzi de fapt că ai scăpat de data asta. Băi, omule, o stație de purare s-a picat, a cedat. Nu poți să te lauzi, hai că nu l-am poluat, n-am poluat răul Prahova, de data asta. Nu asta este ce ne dorim de la o... Bun, aveți explicația pentru care prahovenii, așa cum ați postat și dumneavoastră pe Facebook, o comparație a tarifelor pe care le plătesc alți cetățeni din alte județe, alte localități, se ajunge la, nu știu, 8-9 lei, incluzând aici și canalizarea, o justificare pentru tariful acesta mare pe care îl plătim cu toții? N-am o justificare, pentru că nu sunt managerul companiei să pot să vă explic de cum am ajuns la prețul ăsta. Este evident o problemă să plătim noi ca prahoveni servicii sau pentru aceleași servicii pe care am scris pe Facebook le primesc și oamenii din Emiratele Arabe Unite, unde extrag apă din mare cu procese tehnologice de foarte costisitoare, noi să plătim la fel. Adică, nu știu dacă ar trebui eu să fiu cel care explică de ce prețul este acesta, dar vă spun, fără să fie nevoie de o foarte mare experiență, atât politică, cât și, nu știu, administrativă sau de orice nivel, că, măi, și dacă pentru acești bani tu oferești servicii de super mare calitate, crede-mă că aceste plângeri despre faptul că pui oamenii să plătească apa meteorică, apa de ploaie, cred că ar fi fost vocile care reclamă chestia asta, ar fi fost mai calme. Dar tu iei și banii ăștia atât de mulți și nici nu oferi servicii de calitate. Creezi disconfort, nu livrezi de apă în momentele cheie ale unei familii, poate. Bun. Cum vedeți dumneavoastră că se va rezolva, să spunem, această dezbatere care a avut loc inclusiv în Consiliul Județean Prahova? Cum vedeți dumneavoastră că va fi rezolvată? Nu știu, schimbarea domnului Semcu, credeți că ar produce o eficientizare a companiei? Iar asta să se reflecte și în servicii mai bune, respectiv, de ce nu, tarife mai mici pentru clienții Hidro Prahova? Nu știu cum se va rezolva, dar știu cum se poate rezolva. Nu știu, nu pot să prevăd în viitor ce se întâmplă, dar știu cum se poate rezolva. Și e cumva o falsă impresie că, de fapt, problema mea este domnul Semcu. Nu, problema mea nu este domnul Semcu. Problema mea e toată fauna asta de PSD-ist, OPN-listă, care este abonată printr-un fel sau altul la banii ăștia
Și de aici, în cascadă, vin toate nemulțumirile și ale noastre, vin prețuri mari, vine o totală dezorganizare. Deci nu știu care va fi rezolvarea și dacă domnul Semcu este singurul, cu siguranță este cel mai mare vinovat, nu știu dacă este și singurul, dar ce pot să vă spun este că actualul Consiliu de Administrație al societății cu capital public, pentru domnul Semcu, dacă se uită, va pleca pe data de 4 mai. Nu pot decât să sper că noul Consiliu de Administrație nu va mai truca, formula noului Consiliu de Administrație nu va mai fi trucată, așa cum s-a întâmplat acum, când domnul Semcu a intervenit ca în Consiliul de Administrație să intre 3 PSD și 3 membri ALDE, ca să-i fie domnului, și plus dânsul, bineînțeles. Sper și cu siguranță atât timp cât eu și colegii mei din USR Plus suntem acolo, credeți-mă că nu o să închidem ochii la un astfel de trucaj, mai ales pe banii Consiliului Județean. Bun, aveți în spate și documente oficiale care atestă, să spunem, managementul defectuos al actualei conduceri Hidroprahova? Nu știu, documente oficiale pe care dumneavoastră le puteți invoca atunci când faceți astfel de acuzații? Da, da. Care sunt acestea? Raportul Curții de Conturi, de exemplu. Ăsta e doar unul dintre exemple. Și ne puteți spune, de exemplu, ce au constatat auditorii de la Camera de Conturi Prahova? Da. Da, vă pot spune că au constatat abateri financiare destul de severe. Am aici numai un pic să o găsesc, să vă spun exact și cifrele. Raportul de control din 15 martie 2019 este un raport de 66 de pagini pe care l-au făcut oamenii și la curtea, la Hidro Prahova. Însă, pe scurt, neregulile mari și foarte mari semnalate de Curtea de Conturi vizează faptul că societatea Hidro Prahova are pierderi de apă, la momentul respectiv, erau de acum un an și un pic, de 47%, apă care apare pe facturile mele și ale dumneavoastră și ale prahovenilor. Aceste pierderi, spuneți dumneavoastră, că sunt plătite de clienții Hidro Prahova, evident, nu? Evident, evident. Deci firma în niciun caz nu o să asume și o să... De aici poate și tarifele respective? Cu siguranță, păi din moment ce în jur de 50% din apă e pierdută, cineva trebuie să plătească pentru ea și niciodată n-a fost Hidro Prahova. Tot raportul Curții de Conturi, Camerei Curții de Conturi, vorbește în mod foarte clar despre o sentință. Sentință din 2017, conform căreia, mă rog, în urma acelui scandal cu Consiliul de Administrație, sentință care, pe scurt, anulează toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor. Ele, această sentință a fost dată când și dacă a fost pusă în aplicare? A fost dată în 2017. Hidro Prahova a contestat, a făcut contestații la Curtea de Apel, evident, și au pierdut un an mai târziu. Și până la urmă ea a fost pusă în practică? Din informațiile mele, nu. Nu bag mâna în foc, dar din informațiile mele nu știu că a fost o declarație a domnului Semcu, cum că dânsul în calitate de director a pus în aplicare această hotărâre definitivă, doar că, din nou, pe lângă lege, domnul Semcu ar trebui să știe că nu dânsul trebuie să pună în aplicare această hotărâre definitivă, ci Adunarea Generală a Acționarilor, AGA. Și eu o să-i solicit pe cale instituțională să-mi pună la dispoziție hotărârea AGA, prin care se repune în funcție vechiul Consiliu de Administrație. Bun. Domnul Negu, ceea ce poate nu știu foarte mulți clienți Hidro Prahova și prahoveni plătitori de taxe și impozite, chiar dacă nu sunt clienți ai Hidro Prahova, mă refer aici la Ploieșteni, de exemplu, este faptul că această companie are acționar majoritar într-o proporție foarte mare Consiliul Județean Prahova, și celelalte consilii locale, primării să le spunem, da, da, ale localităților deservite de Hidro Prahova și nu sunt deloc puține. Totuși, și primarii care au drept de a vota un regulament de funcționare, orice decizie, să spunem, privind funcționarea acestui operator, ca și în cadrul unui alt serviciu public cu probleme, mă refer aici cel de gestionare a deșeurilor, da?
Practic și autoritatea locală, pe lângă Consiliul Județean, au posibilitatea de a, ca prin votul pe care îl fac periodic, să schimbe această situație de fapt. Din păcate, de ani de zile, Hidro Prahova rămâne acea companie privată, care de fapt este de utilitate publică și de stat, da? Prin stat înțelegem autoritatea județeană și autoritățile locale, își vede liniștită de treabă, fără ca nimeni să nu fie deranjat. Eu vă deși primarii se plâng. Știți? În momentul în care, nu știu, într-o localitate sună oamenii vara, știți, iar ne-au lăsat fără apă și sunăm primarul, știți, de vine e Hidro Prahova, noi n-avem ce să facem, ei sunt de vină. Nu mă înțeleg cu ei. Dar nu este adevărat, au ce să facă, adică este total fals. În primul rând poți, hai să zicem presiune dacă este total greșit, să-mi cer scuze, dar bă, sună și vezi tu ca primar la Hidro Prahova de ce oamenii ăștia pe care îi reprezint nu au apă. Asta în primul rând, al doilea rând, instituțional, ești acționar la Hidro, că de asta ai cumpărat acțiuni la Hidro. De unde adică, credeți dumneavoastră că de aici, din situația asta, rezultă o complicitate? Haideți să nu ne ascundem după microfonul ăsta, nu? E o complicitate între autoritățile locale, Consiliul Județean și cei care administrează Hidro Prahova. Eu altfel nu-mi explic. Eu nu-mi permit să vorbesc despre complicitate, chiar dacă probabil e probată prin fapte. Nu, însă complicitate nu neapărat în sensul penal, ci situației de fapt. Faptul că nimeni nu pare deranjat de ceea ce se întâmplă. Mai singurii deranjați sunt oamenii cărora le bubuie bateriile prin casă atunci când vine apa vara, care plătesc apă de ploaie, deși eu am scris, și nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, am scris la un moment dat, vreo două săptămâni, că noi plătim apă de ploaie în Prahova, pentru că sistemul de canalizare al Hidro Prahova captează apele pluviale, etc. Dar asta este... Să pui pe factură apa de ploaie este, după mine, o grosolănie. Domnul Neagu, cu tot respectul, grosolănia asta este girată fix de Consiliul Județean și primăriile care au fost de acord și au votat un regulament în baza căruia Hidro Prahova taxează prahovenii pentru apa de ploaie. E foarte comod pentru cei de la Hidro Prahova să spună, și au făcut-o într-un articol publicat recent și de noi, domne, noi taxa pe apa de ploaie este dată în baza regulamentului de funcționare care este votat de Consiliul Județean și primăriile deservite de noi. Corect. Ce să mai zicem? Aveți dreptate. Consiliul Județean din care eu fac parte, fostul Consiliul Județean... Fostul Consiliul Județean. Eu vă pot promite că apa de ploaie nu va mai fi pe facturi. Să știți că același lucru a făcut-o și președintele Consiliului Județean zilele trecute. Sper ca și dumneavoastră și dânsul să vă țineți de cuvânt, chiar dacă poate taxa în sine nu este atât de mare... ideea de a plăti taxa de apă pe apa de ploaie mi se pare totuși prea mult. Da? Vorbim totuși de localități, multe localități în mediul rural cu pensionari care câștigă foarte puțin bani și care poate pentru cineva din administrația locală 10 lei cât plătește un om nu îi se pare o sumă foarte mare, dar pentru un pensionar cu 650 de lei chiar contează. Corect. E pâinea, cred că, pe vreo două săptămâni, așa. Trebuie să menționez și îmi cer scuze, eu n-am menționat niciodată sau n-am apăsat pe faptul că ar fi o sumă foarte mare. Tocmai de asta am numit-o grosolănie, tocmai că nu este o sumă atât de mare. Este o sumă, până la urmă, infimă, vorbim de 1 leu, 2 lei, 3 lei, adică n-am văzut pe multele facturi pe care mi le-au trimis oamenii și le mulțumesc pe această cale, nu am văzut să fie sume extraordinar de mari. Tocmai de asta o numesc grosolănie. Măi omule, tu pui pe factură apa de ploaie, da? În condițiile în care tot eu am dat cu nume și prenume și, de fapt, nume, am dat exemple de multe alte instituții care au aceeași preocupare, în București, de exemplu, unde măcar au bunul simț și împart apa de ploaie firma respectivă cu cetățenii. În alte localități, în alte județe, plătesc doar clienții juridici. Adică au găsit un fel de a evita grosolănia asta. Iar tu pui prahovenii să plătească apă de ploaie, da? În același timp, că tot vorbeam de Consiliul Județean, tu vii și ceri mărire de salariu pentru tine și conducere de 21,38% într-un an. De asta o numesc grosolănie în acest context. Nu ai cum să faci așa ceva. Pot avea, să spunem, prahovenii, inclusiv cei care ne urmăresc,
au garanția că odată cu schimbarea, să spunem, politică și faptul că PNL, USR Plus, ca să ne rezumăm la cele mai mari partide, dețin majoritatea în Consiliul Județean, lucrurile astea să se schimbe? Pentru că știți care e pericolul major și nu mor eu de grija a USR sau a PNL. Dar eu vă spun din privința cetățeanului, i-am dat jos pe aia de la PSD care n-au făcut nimic și au venit ăștia de la USR și PNL care, iată, nu fac nimic. Deci toți sunt o apă și un pământ. Și cred că ăsta e marele pericol, inclusiv pentru viitorul politic al tuturor forțelor de dreapta, dacă vreți. Da, probabil că sunteți obișnuit, dacă dumneavoastră, unul dintre cei care se uită cu mine și cu faptul că nu îmi place să fiu un politician de carton care să spună o să vedem, vă... Nu, ce pot să vă spun este că situația se va schimba. Și este o garanție, deja se schimbă prin simplu fapt că cineva din Consiliul Județean îi cere demisia domnului Semcu. Chestie care nu s-a întâmplat până acum și dumneavoastră au trecut două minute de când a spus că este de fapt o complicitate între Consiliul Județean, primăriile din AGA, din acționariat și Hidro. Prin faptul că cineva vorbește despre chestia asta aici și e de acord să discute cu domnul Semcu, care refuză să vină, este deja o schimbare. I-ați întrebat și pe cei de la consilierii județeni de la PNL, de exemplu, dacă ar fi de acord, din câte știu eu, domnul Semcu este membru PNL. Este membru PNL, nu știu de fapt, nu prea mă interesează statutul politic, că domnul Semcu nu ar trebui să fie pus de PNL acolo, ci ar fi trebuit să fie un manager efectiv, dincolo de culoarea politică. Adică aveți sprijinul pentru din punctul ăsta de vedere al colegilor de la PNL? Pentru că dacă, eu știu, cei de la USR fac un proiect de hotărâre de Consiliul Județean, singur nu puteți trece. Și cu siguranță cei de la PSD n-au niciun interes să anuleze, eu știu, efectele hotărârilor pe care le-au dat în ultimii 4 ani. Da, da, da. Este o chestiune destul de sensibilă pe care o discutăm în coaliție. Cât de curând. Deja știu că am început câteva discuții și trebuie să ajungem la o concluzie, pentru că pe 4 mai expiră mandatul Consiliului de Administrație. Bun, n-aș vrea să monopolizăm, să spunem, discuția strict pe Hidro Prahova. Mai sunt două subiecte care sunt la fel de sensibile. Mă refer aici, în primul rând, la gestionarea deșeurilor. În continuare, și nu doar ploieștenii, foarte mulți prahoveni susțin că această colectare a deșeurilor se face defectuos. Tarifele sunt din ce în ce mai mari, iar efectele sunt dezastruoase și am publicat, subiectul a fost abordat și în ultima ședință de Consiliul Județean, de exemplu, rampa de la Vălenii de Munte, care este un focar de infecție, n-are nicio legătură rampa de la Văleni cu cuvântul ecologic, da? Și care este, vreți nu vreți, administrată de Consiliul Județean, din care dumneavoastră faceți parte, mă rog, ca și legiuitor local. Da. Se vor întâmpla minunile de care poate ați vorbit inclusiv în campania electorală și pe acest sector de management al deșeurilor? Rampa va fi închisă. Punct. Nu e nimic de discutat. Rampa va fi închisă. Am văzut cum curgea efectiv din muntele alea de deșeuri. Levigat. Levigat, da. Na. Curgea direct în pământ și, nu știu, sunt câteva zeci, sute de metri până la Albia teleajenului. Să știți că a fost un accident, cu ghilmele de rigoare, cel puțin așa au justificat cei din conducerea companiei de energie regenerabile care administrează rampa respectivă. Domnul Văduva, cel care manageriază rampa respectivă, nu cred că poate spune că este un accident, din moment ce munții de deșeuri nu sunt doar acolo în zonă, ci deja sunt în pădure. Asta nu e un accident. E de fapt o consecință. Era foarte supărat, domnule, că a plouat. Ok, atunci hai să oprim ploaia ca să nu mai pice peste deșeuri. N-are nicio legătură ploaia cu colectarea levigatului. Exact, rampa va fi închisă. Bun. Iar în ceea ce privește reciclarea pe bune a deșeurilor, se vor face și pași în sensul acesta, pentru că, de exemplu, cel puțin la Ploiești, se întâmplă un fenomen absolut penibil, și anume oamenii sunt taxați pentru că nu colectează selectiv în condițiile în care
nu li se dă posibilitatea de a colecta selectiv sau nu există un sistem de cântărire și de selecție a deșeurilor respective, mai ales pentru cei care locuiesc la bloc. Cum să mă penalizez pentru o chestie pe care efectiv nu am cum să o pun în practică? De fapt, întrebarea este dacă noi vom lucra în interesul cetățeanului, ca să zic cu așa. Cu siguranță. Poate putem greși, dar cu siguranță nu facem lucruri intenționat în interesul cetățeanului. N-am o soluție, nu vreau să evit răspunsul, nu am o soluție pentru managementul ăsta al deșeului, nu am eu o soluție acum. În schimb, ce pot să vă asigur este că deja discutăm ca până în momentul în care rampa de gunoi va fi închisă, într-o perioadă de timp, să venim de fapt cu un plan și cu soluții și nu doar una, astfel încât toate problemele ce țin de deșeuri să dispară. Chiar dacă poate sună măreț, dar să dispară, că de asta suntem acolo, de asta ar trebui să administrăm județul. Bun, am ajuns la finalul emisiunii, eu sper că în ceea ce privește Hidro Prahova, în cazul în care, eu știu, actuala conducere va fi schimbată, să nu schimbăm pe ai lor cu ai noștri și calitatea serviciilor prestate, criza apei pe timp de vară, structura aceasta de personal, cred că statistic vorbind, în zona TESA, personalul este mult mai numeros decât cei care lucrează efectiv în teren. Adică aberațiile astea, care în mediul privat nu au cum să funcționeze din rațiuni economice, să înceteze. Indiferent de rămâne sau nu rămâne domnul Sem, mi se prelungește, nu mi se prelungește mandatul și așa mai departe. Nu o să fiu de acord, efectiv, să continuăm în felul ăsta. Sunt, nu știu, 600 și un pic de angajați. Cred că dacă cerem o statistică despre câți dintre ei sunt rude, nași, fiini, surori, amante, etc., statistica e catastrofală. Iar chestia asta se vede inclusiv la lucrurile mărunte, domnule Nica, inclusiv în parcarea Hidro Prahova. Hidro are un parc de auto de, nu știu, 25-30 de mașini, ceva de genul. Toți angajații le iau și merg acasă cu ele. Haideți să mergem împreună într-o zi la ora 16, când se termină programul, să vedem câte mașini mai găsim. În interes de serviciu, fiind un operator de apă și canalizare, tot timpul trebuie să fii în priză, la muncă. Da, sunt ironic, acum vă dați seama. Da, da, da. Domnule Găneagu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare, atunci când sper să vină în studioul Observatorul Prahovean Live și primarul Ploieștiului, Andrei Voloseviș. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate.